porc nu dispare așa pur și simplu. Dar eu sunt Ștefan Dumitrache, din clasa a 3-a și învăț la Liceul Teoretic Național. Azi am venit să vă prezint cartea George și Cheia Secretă a Universului. În carte este vorba despre un băiat, George, care are un porc pe care îl cheamă Freddy. Porcul fuge la vecin, unde părinții lui i-au zis că nu poate intra, și atunci când se duce la vecin, descoperă un om de știință renumit Eric și fiica lui Annie. Și ei aveau un calculator Cosmos care era foarte puternic. Un om de știință l-a furat calculatorul și George, Annie și Eric trebuia să-l recupereze ca să nu facă rău spațiului cosmic și planetei Pământ. Acum o să vă citesc un fragment din această carte. Nu te să înfli la încădere cu siguranță. Sau cel puțin în schimba direcția spre ceea ce părea a fi în jos. După felul în care se mișcau stelele în jurul lui George, înțelese că fenomenul de cădere se producea foarte repede. Dar nu simțea nimic. Nu avea stomacul răvășit și nici vântul nu bătea la rafale pe lângă el. Nu așa-și imaginase un tur în carusel. Dar începea să-și dea seama că lucrurile par foarte diferite față de Pământ. Acum, eu vă recomand să citiți George și Cheia Secretă a Universului și toată seria cu George.